Vor reforma Ministerului de Interne și sancționarea polițiștilor care îngrădesc accesul la ședințele publice. Aceasta au cerut astăzi membrii organizației Hyde Park, care a organizat un protest în fața MAI. Am inițiat acțiunea de protest pentru că acum 5 ani mai mulți oameni din Ministerul de Interne au intervenit și au asistat un meeting legal și pașnic. Republica Moldova a fost sancționată la CEDO, statul a pierdut vreo 30.000 de euro pe cazul ăsta și nimeni n-a fost tras la răspundere. Cerem lui ministru Recean să retragă polițiștii din instituții publice. Trebuie de reformat, pentru că aici sunt polițiști, mafia, care face parte cu ocupanți mafia, care lucrează cu ocupanții mafie. De cealaltă parte, Ministerul de Interne se apără și menționează că fiecare are dreptul legal de a protesta în mod public. Dacă cetățenii își simt drepturile lezate, atunci ei se pot adresa la Securitatea Internă și Combaterea Corupției a Ministerului de Interne sau la Procuratura Generală. Și atunci se vor întreprinde și lua toate măsurile pentru a investiga dacă acțiunile polițiștilor au fost corecte într-o situație sau alta sau nu. Asociația Hyde Park a organizat și anterior alte acțiuni prin care cere dreptul la libera exprimare, combaterea corupției și accesul cetățenilor în instituțiile de drept.